Salut, Sebi, sunteți campioni. Cum e? Bună seara, e un sentiment fantastic. L-am visat de mult la momentul ăsta și chiar am crezut că o vom obține de seara asta. Credeai la începutul sezonului că veți putea termina neînvinși și acest sezon chiar acum e un meci? Sincer, nu. La început a fost așa, mai mult o glumă, să zic așa, dar când am văzut că trec 5, 10, 15 etape și nu ne-a bătut nimeni, chiar am început să devin un obiectiv, mă lângă câștigarea campionatului, să fim și neînvinși. Ați avut astăzi meci exact cu ocupanta locului 2, cum a fost partida? A fost una dură, ne gândim de, cred că, minim o săptămână la meciul ăsta, știam că o să fie greu, știam că va fi multă lume la meci, dar, până la urmă, na, că campionatul se câștigă și cu echipele mari, nu doar cu echipele mici, așa că cred că am demonstrat în seara asta. Va oferi cineva vreo primă, să oferă cineva? Da, așa ar trebui. Deci în seara asta nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să mă dea la dispărut și pe mine și pe colegii mei, cu siguranță, de acasă. Ce v-ați propus pentru că acum deja ai gândul la Liga a doua? Ce vă propuneți în Liga a doua? Vă dați seama, având în vedere că intrăm din postura de campioni, vrem să o ținem pe trenul ăsta ascendent, să câștigăm cât mai multe meciuri. Îmi dau seama că o să fie mult mai greu, dar vedem. De Victory Cup două vorbe. Cum se pare competiția? Este un mediu super plăcut, adică a devenit mai mult decât un fotbal cu băieții, având în vedere că avem și miză și totul într-un mod foarte profesionist organizat. E super, nu? Le recomand tuturor să vină aici la o joacă. Mersi și baftă!